aproape 400 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani au participat la cea de-a doua ediție a Cupei Cetății la Taekwondo ITF, care s-a desfășurat la Sala Sporturilor din Deva. Competiția de arte marțiale a fost organizată de către ACS Taekwondo Lupi Deva, Federația Română de Taekwondo ITF, Primăria Municipiului Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva. Competiția este și domnul primar, domnul Ioancea, domnul primar acolo sus, domnul Ioancea, a fost la deschidere oficială când a ajuns. Vă mulțumim pentru susținerea acestui eveniment, dacă îl aprobați. Este de origine colonial și sper să vă susțină și în viitor. Mulțumim, domnule primar. Mulțumim întregii echipe a comunității. Competiția, care s-a desfășurat pe categorii de vârstă și greutate, a avut 5 probe distincte, respectiv tool, luptă, tehnici speciale, sparger forță și speed kick, iar conducerea Federației Române de Taekwondo ITF, prezentă la Deva, a fost mulțumită de numărul mare de participanți. Mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm a doua ediție, ne-a lăsat și pandemia, este un număr record de participanți, 381, n-am mai avut la Deva atâți participanți decât la Cupa României. Cred că este un eveniment reușit și sunt prezent și din conducerea Federației foarte, foarte mulți reprezentanți și vicepreședintele Federației Banea Ciprian, secretarul general domnul Dan Goron. Lucrurile merg spre bine și vedeți ce atmosferă este aici în sală. Numărul mare de participanți nu trebuie să mire pe nimeni, întrucât recent România a devenit campioană europeană în acest sport, iar competiția de la Deva a fost un bun prilej pentru a monitoriza tinerii de perspectivă în vederea selectării lor viitoare la locurile naționale de Taekwondo ITF. Exact asta urmărim și noi. La federație să aducem la lotul național copii care performează foarte bine. Având în vedere că am luat locul întâi pe națiuni chiar acum de 2 săptămâni, de o lună, la campionatul european, deja suntem în urmărirea unor copii talentați care urmează să facă parte din lotul național. Ne bucurăm că avem șansa să venim la Deva pentru a doua oară. Acum pandemia un pic ne-a cam dat-o, să zic așa, ne-a oprit din activitate, dar s-a reluat în forță și lumea vine să facă sport. Ne foarte tare ne bucurăm că suntem în poziția asta. Impresionați de numărul mare de participanți, dar și de nivelul concursului, reprezentanții municipalității din Deva au promis sprijin și pe viitor pentru organizarea unor astfel de concursuri. Este o mare bucurie pentru mine. Este ediția a doua. Competiția de Taekwondo, Cupa Cetății. Deci un lucru minunat pentru că putem să organizăm astfel de evenimente de calitate în Deva și mi-aș dori ca în această vară și în această toamnă să avem cât mai multe astfel de competiții la Deva. Un real succes, aproape 400 de copii și băieți și fete de toate vârstele, un lucru extraordinar. Ați văzut, sala este plină, bucură sufletul! La cea de-a doua ediție a Cupei Cetății au participat tineri legitimați la 18 cluburi din țară și la unul din Republica Moldova, iar cei care s-au clasat pe podium au fost premiați cu cupe, diplome și medalii.